Echipa națională de fotbal a României va susține vineri cu Ungaria și marțea viitoare cu Turcia, două jocuri importante pentru preliminariile campionatului mondial de fotbal din 2014, competiție ce va fi organizată de Brazilia. Partidele nu sunt cruciale, dar pentru România, cucerirea de cât mai multe puncte ar ușura accederea spre baraj, deoarece de calificare directă nu mai poate fi vorba. La ora actuală, în clasamentul grupei D, conduce Olanda cu 18 puncte, urmată de Ungaria cu 11, România cu 10, Turcia cu 7, Estonia cu 6 și Andorra cu 0. Olanda este ca și calificată, urmând a întâlni în următoarele două jocuri modestele Andorra și Estonia. Pentru locul secund, care duce la baraj aproape sigur, se luptă Ungaria, România și Turcia, otomanii stând însă și la jocul rezultatelor. Practic, turcii speră ca România să învingă Ungaria și apoi să câștige și la București pentru a avea șanse la locul 2. Ungaria, dacă învinge România, ia o opțiune serioasă pentru baraj și, în cazul unui meci nul, vineri, coroborat cu succesul previzibil al Turciei în meciul cu Andorra, lupta pentru locul 2 se va da în 3, intervenind și alte calcule. În lotul convocat de antrenorul Victor Pițurcă, selecția fiind una extrem de contestată, mai ales prin lipsa lui Mutu, dar și a altor jucători, ori prin convocarea lui Marica, fotbalist ce nu are echipă, figurează și doi hunedoreni, unul nativ și altul prin adopție. Omul nostru nativ este Bogdan Lobonț, născut în Hunedoara și format la Corvinul, care acum este legitimat la AS Roma. Portarul hunedorean de 35 de ani, unul cu o mare experiență, având 83 de prezențe sub tricolor, ca și un alt jucător al Corvinului, lui Mircea Rednic, ambi ocupând poziția a noua în topul selecțiilor, are însă șanse destul de mici de a evolua cu Ungaria, cunoscută fiind simpatia lui Pițurcă pentru tătărușanu, un portar de mare talent. Cel de-al doilea hunedorean prezent în lotul lui Pițurcă este actualul stelist Mihai Pintili. A ajuns la selecția cu numărul 13, Pintili a evoluat 3 ani la Jiul, chiar și în ultimul sezon, când formația din Petroșani a evoluat în Liga 1, fiind capitan al echipei din Petroșani. Spre deosebire de Lobonț, ex-jiulistul, curtat acum de cluburi din străinătate, va fi aproape sigur titular, alcătuind împreună cu Bourceanu, colegul său de club, un cuplu sudat cu evoluții foarte bune în fața apărării. Meciurile cu Ungaria și Turcia se vor disputa pe Arena Națională din București, ambele începând de la ora 21.